Zeci de familii din municipiul Sibiu au rămas pe drumuri. Asta după ce barăcile în care locuiesc de ani de zile au fost demolate. Oamenii au ieșit în stradă, privind neputincioși la agoniseala de viață. Copii, părinți și bunici cu lacrimi în ochi le cer autorităților să găsească o soluție pentru ei. Tânăra din Mediaș, care a fost filmată în timpul orelor inhalând un praf alb, a fost sancționată de conducerea liceului Accente Sever, unde învață în clasa a 10-a. Atât tânăra cât și colegul ei care a filmat vor fi mutați disciplinar. Acest lucru înseamnă că trebuie să găsească un alt liceu dispus să îi primească pentru continuarea studiilor. Ancheta a fost preluată de polițiștii de la Biroul Combaterea Crimei Organizate și Antidrog Sibiu. Un șofer, băut bine, a dat nas în nas cu poliția în noaptea de duminică spre luni la intrarea în Orlat și a făcut cale întoarsă către Cristian. Polițiștii au plecat în urmăria lui, iar totul s-a încheiat cu un accident. Fugarul a intrat cu mașina în zidul unei case și a lovit o conductă de gaz. Bărbatul de 31 de ani din Mag avea o alcoolemie de 1,09, aceasta fiind și motivul pentru care a decis să nu oprească la semnalele polițiștilor sibieni. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.